Xantelasme, depozite, colesterol, pete galbene, ochi, xantelasme, pleoape, depozitele de colesterol în zona ochilor, xantelasme, cauze, simptome, tratament, depozitele sau petele galbene se pot forma în zona pleoapelor tale, ca efect secundar al faptului că ai valori mari ale lipidelor în sânge. Termenul medical pentru aceste pete sau depozită de colesterol este xantelasma, la plural, xantelasme, iar aceste pete galbene sunt localizate în special pe pleoape. Aceste pete galbene, inițial, pot să fie inofensive, dar se pot agrava treptat și pot cauza durere. Simptome xantelasme Xantelasmele sunt pete cu margini regulate, ieșite în relief, de culoare galbuie, ele sunt materie grasă acumulată sub pielea de pe anumite părți ale ploapelor tale superioare și inferioare. Aceste pete galbene conțin lipide sau grăsimi, inclusiv colesterol, și de regulă apar simetric, între ochii și nasul tău aceste leziuni și pete de grăsime nu afectează funcționarea cloapelor. Asta înseamnă că nu ar trebui să afecteze capacitatea de a clipi sau de a deschide sau închide ochii. Xantelasmele pot deveni, în timp, mai mari și pot provoca disconfort. Cauze xantelasme, oricine poate face depozită de colesterol în jurul ochilor, însă această afecțiune este mai frecvent întâlnită la oamenii care au dislipidemie. Persoanele cu această boală au prea multe lipide în fluxul sanguin, cum ar fi trigliceridele și anumite forme de colesterol. Poți avea dislipidemie dacă ai oricare dintre afecțiunile sau condițiile următoare. Hipercolesterolemie, identificată printr-un colesterol total mai mare de 200 de mg pe decilitru de sânge, merge de Hipertrigliceridemie, identificată prin valoarea ale trigliceridelor de peste 150 de mg merge de L valori mari ale lipoproteinelor cu densitate scăzută mică, acel colesterol LDL, cunoscute și drept colesterol rău, identificate printr-un nivel al colesterolului LDL mai mare de 100 de mg MGDL. Valori mari, mari ale lipoproteinelor cu densitate mare ridicată, colesterol HDL, cunoscute și drept colesterol bun, identificate printr-un nivel al colesterolului HDL mai mare de 40 mg de cilitru. Există factori variați care pot duce la o acumulare de prea multe lipide în fluxul sanguin, iar astfel, să poți dezvolta xantelasme în jurul ochilor. Unele cauze sunt genetice, ceea ce înseamnă că nu poți face prea multe lucruri pentru a le preveni. Alte cauze sunt rezultatul alegerilor din stilul de viață sau efectele secundare ale unor medicamente. Tratament xantelasme medicul tău este cel care va putea să îndepărteze depozitele de colesterol din zona ochilor. Există mai multe metode diferite pe care le poate utiliza în acest sens, cum ar fi excizia chirurgicală, folosind o lamă foarte mică. Aceasta este, de regulă, prima opțiune pentru a elimina una dintre aceste pete gălbui. Recuperarea durează cel puțin 4 săptămâni. Cauterizarea chimică folosește anumiți acizi acetici și poate elimina depozitele de colesterol fără să lase în urmă prea mult țesut cicatricial. Crioterapia folosită în mod repetat poate distruge xantelasmele. Această metodă prezintă riscul de apariția cicatricilor și modifică pigmentul pielii tale. Ablația cu laser pe bază de argint și de de carbon este mai puțin invazivă decât intervenția chirurgicală și are o rată de succes rezonabilă. Metoda prezintă riscul de apariția modificărilor de pigmentație. Electrodesicarea poate fi folosită împreună cu crioterapia. Pentru orice procedură aleasă, este important să îți monitorizezi recuperarea. Notează orice fel de efect adverse cu care te confrunți și spune-i medicului despre ele la următoarea voastră întâlnire. Xantelasmele au o rată mare de reapariție, în special în cazuri în care ai apelat la excizia chirurgicală sau a hiperlipidemiei severă. În încheiere, vă urez multă sănătate și vă invit să vă abonați, să lăsați o apreciere și să distribuiți canalul cu prietenii voștri.